Cred că ăsta e mai bun decât a face așa. Da. Așa, în lipsa vântului. Am aici o moară mică. Salutare, prieteni! Bine v-am găsit, eu sunt Daniel, soția mea Andreea. Astăzi o să atentăm să facem pâine. Ia, tu vezi vulpea? Ia vulpea! E pisică! Ha? E pisică! Pisică, e o vulpe. Vulpe? Păi nu se vede pe cameră, nu vezi? E pisică. E pisica noastră. Alarmă falsă. După cum știți, noi suntem orășeni, eu sunt crescut în Oradea, soția mea în Baia Mare și locuim în Maramureș. Și de aia ni se pare o pisică, o vulpe. Așa. Noi ne-am cumpărat anul trecut vreo 8 saci de grâu, de calitate bună pentru pâine și acum e momentul când ne apucăm să vânturăm un pic de grâu. Datorită faptului că nu avem vânt, vom adapta un pic tehnologia și vom folosi un, cum este asta? Uscător de păr. Un uscător de păr care are ștecherul în limba engleză, dar i-am pus un adaptor, un pic, și o să vedem dacă reușim să facem treabă cu el. Pentru că n-avem vânt. Și atunci... Tu ții și eu scurg greu. Cred că ăsta e mai bun decât a face așa. Da. Așa, în lipsa vântului. Și dacă veți urmări acest video până la final, veți vedea metodologia pe care o folosește soția mea pentru a face pâine. Facem pâine din ler. Și ăsta e începutul. Prima dată trebuie să vânturăm un pic greu. Grâul nu-i foarte murdar sau gozos, cum se zice la noi, dar are câteva impurități și încercăm să le scoatem afară, să nu ne încurce cu ceva la făina aia bună pe care vrem să o facem. Cozonaci, așa că, poate o prăjitură? Astăzi pâine, apoi ce-a mai fi, o vedea ce-a mai fi. Da, dar ce beretă drăguță ai, dragă. Da, mulțumesc. E beretă căsută de tine, așa. Da, sigur, da, că da. Da, foarte frumos. Bun. Cum te-ai gândit să facem? Păi tu nu mă ții ăla în mână. Acum, și pentru noi e ceva inovativ, având în vedere că nu avem vânt aproape deloc. Așa că ne adaptăm un pic. Și tu așa, dintr-o parte o să-l ții. Îi dau și căldură, să-l și prăjească un pic. Nu, nevoie. Păi... Nu ți-ai uscat niciodată părul. Aia e cald. Dacă vrem în jos... E bun că e cald, că eu țin mâna din coace de el. Aha. Nu sunt eu din coastă. Dar nu ești prea sus. Aici, hai mai încoastă, ca să-ți treacă numai până el, că dacă... Nu știu ce e, nu știu ce e. Dar dacă îți trage partea, da. Cred că ar trebui... da mai puțin. Și eu chiar sub ăsta, sub gura lui, când coboară, la un lat de palmă, îi dau. Și într-o cantitate mai mică, ca să treacă cât de mult prin el. Dar de ce te-ai luat cu el? Din greșeală.
No, acum îi dai cât de puțin. Bine, hai. Oricum îl facem. Încerc, mai încerc. Ceva, ceva! Vei că ne păcălim singuri! Da. Alea de la final le-a suflat. Prea puțin. Prea puțin. Cred că mai bine... Mai bine o mere cu ea la moară. La moară să ne o vânture. No, din păcate, treabă bună n-am făcut, da. Ne mai uităm așa prin el și mai scoatem cu mâna, că nu-i mult. Ne trebuie numai așa de două pâini. Așa-i, dragule? Că noi nu mâncăm atâta pâine oricum. Două pâini ajungite în așa o săptămână. Da. Sau aproape două zile. Nu știu. Îl băgăm așa prin moară? Nu, hai, bagă-l în bol și merem în casă, că mi-e fric. Ia mătul, vine mătul la noi. Pici. Hai, pici. Te-am scos afară. Că n-am nimerit bine cu tine. Scuturăm acolo prea tare. Ca multă zăpadă. Să vezi tu ce ptită ne-o face aici un secerac grâu ăsta cioptit ca pe jos. La nu. Mai mâncăm două ptițe, gasi. Am ajuns la moară. Am aici o moară mică. De fapt e o mașină de măcinat cafea. Dar noi am probat cu ea și macină și făina foarte bine. Și o să vă arătăm cum măcinăm un pic grâul ăsta, să vedem ce fel de făină ne iese și cât de bună ne iese ptita. Va fi o făină integrală, așa e? Așa. De aici, de la roata asta, îmi reglez granulația sau cât de fin vreau să iasă. Hai să vedem dacă reușim să-l facem.
stresată, cum vedea cum ia sărchita, n-ave? Nu e stresă. Bine că putem măcina. Mai fi de acum. Mai încercăm. Asta e mora, atâta s-a putut. Hai să mergem să vedem ce fel de chitanie este. Ca așa de un bol, arată tare bine. Dă la mine găletuța, dacă vrei. Ce frumoasă. Super. Ia, dar ce bine miroase. N-am simțit niciodată mirosul ăsta. Miroase a făină, tu simți? Mm-hmm. Da, au rămas câteva. Tereți, asta o dăm la... Exact. O dăm la capre. Mm-hmm. Sunt curioasă ce o să iasă. Prea mult pun, nu? Aici. Cred că făina asta o să ajungă pentru cel puțin 4 pâini. Destul de mărișoare. Cred că sunt cam 4 kg, 5 aici. Cam 4 kg de acolo. Chiar dacă sita asta e mai frumoasă, deja că asta e mai bună. Sita asta o făcut multe pâini și va mai face în continuare. Vreau să o încerc pentru că are granulația, sita e mult mai fină decât cealaltă și o să vedem acum ce treabă face. Din păcate are și niște sârmă din aia de la sită care iese afară din cadranul ăsta și mă tot împunge. De aia zic că gata de ea, au avut și zile mai bune. Bun, e clară situația că asta face treabă mult mai bună. L-am trimis pe Daniel într-o zi, am zis că hai să ne luăm o sită, că am deja asta mă tot împunge la degete. Iam o sită bună din piață, de la meșterie ce fac acolo. Și l-a luat o sită foarte simpatică, da? Mă tem că nu-i pentru făină asta de grâu. O fi pentru făina de mălai, nu, Daniel? Probabil. Nu era numai așa? Păi numai așa a fost și... Cam mi-ai mai zis tu că numai așa a fost, i-am da? Atât de bună. I-am zis, da, doamna, dați-mi cea mai mică sită ce aveți. Și ați o dat-o ca dimensiune, nu ca și finețe. Am zis de finețe, că fi nu întrele. Nu înțeles. Am zis și o pica din corcoruș. E. Am terminat și cu cernutul făinii, așa că trecem la capitolul facerea pâinii. Ne punem aici făină.
Eu nu am o rețetă anume, ci fac așa după ochi. Dacă mi se pare prea tare aluatul, mai adaug apă. Dacă mi se pare prea moale, mai adaug făină. Mi-am pus aici făină cât m-am gândit eu că ne-ar trebui. Drojdie folosesc Secretul Bunicii. Din asta este la noi în sat, dar am observat că e printre cele mai bune drojdii. Voi pune jumătate de cubuleț. Îl sfarm aici. Ce mi-ar place mie e să am maia și să fac pâine cu maia, dar din păcate nu mi-a reușit treaba asta. Am încercat de două ori să fac și nu a funcționat. O să pun și un pic de miere, că ne place să fie un pic mai dulce pâinea și cred că o să fie destul de dulce pentru că făina asta de grâu e foarte, are un gust foarte plăcut. Și sare voi adăuga. Ce zici, Sofia? Am ajuns tu cu sarea? Imediat! O să adaug și două lingurițe de sare. Două jumate. V-am zis că totul se face pe rând, așa, după ochi. Cel puțin la mine. Dar am pus aici în jur de 1,5 kg de făină și 600 de mililitri de apă. Să vedem dacă o să mai avem nevoie. Ba, cu mâna. Pot eu. Te spăla pe mâna? Da. Să te las pe tine? Da. Bine, hai. Sigur te-ai spălat? Acum da. Te-ai pus săpun? Da. Bun, na, hai. Cred că-ți ajungea o mână să o folosești. Da, uite, îmi place ca un dovidlă. Facem pâine mai ciudată, ce zici? Crezi că o să fie bună? Da. Dar nu faci una din aia normală, cum faci tu. Păi am făcut cu tati făină din asta, știi? Mm. Și suntem curioși cum iese pâinea cu făina asta. Da. Păi zic că asta nu iese bună, să haci una din aia. Încercăm. Da, dar nu-ți mai curăța degetele, nu mă fă acolo. Vrei să te ajut? Nu. No. Mai punem un pic de apă? Nu. No. Cred că mai trebuie. Foarte puțin. Atât. Așa. Ce zici, mă lași pe mine acum? Nu. Hai să văd cum e consistența, să văd dacă mai trebuie pusă apă sau nu. Mai trebuie. Păi, până nu văd eu curățățile aici. Dar după aia mă mai lași? Păi eu îmi vedea, bine? Da, mai trebuie apă, draga mea. Bine, tot eu l-amestec. Lasă un pic, te rog frumos. Ia mâinile, poți să te speli. Tind să cred că pentru făina asta integrală trebuie mai multă apă, pentru că și grâul a fost foarte uscat și trage toată apa. Te întinzi, parcă se întinde un pic, nu mă așteptam să fie atât de elastic. Hai să mai punem un pic de apă, că mi se pare prea. A, deci cam la 1,5 kg către 2 kg, imediat folosim 1 litru de apă. Lași?
Te las imediat, bine? Să-l încorporez un pic, ca să nu te stropească. Bine? Bă, ce fain e. Place? Arată ca o plastelină. Tu numai la jucării te gândești. Atunci. Păi gândește-te la mâncare, ia. Da, mă gândesc și la mâncare. Sau știi cu ce mai seamănă? Cu ce? Cu terci. Cu terci, da. Cu slime. Cu slime. Victor, tu nici nu l-ai văzut. Tot iei, uite așa, de pe margine și aduci aici și bagi pumnul și tot așa. Iei de pe margine, bagi pumnul și iarăși. Tot așa, vezi? Poți? Da. Bun, să văd. Vezi că nu se mai lipește așa tare de mână. Acum se curăță. Te-ai spălat pe mâini, da? Bravo, foarte bun, te descoci. Dar nu uita să ții bolul în jos, să nu ți se poridice. Cred că ar trebui să iei făina aia de acolo, că s-ar putea să o dau jos. Tu s-ar putea să o dai jos, așa? Mai punem un pic de apă? Nu știu. Tu știi. Curioasă cum ies plăcintele cu, plăcintele cu făină asta. Bun, eu zic că suntem gata, da? Dăm așa peste tot și tu o să... Ies cu, da. Cu ulei mai fain. Că nu ți le se lipește chiar așa tare. Să fie făcute pe toate capetele, pe toate marginile. Și să curgă ulei și acolo de desubt. Așa, bravo. Așa, super. Să văd cum. Bun. No, dezlipește, nu mai bagi mâinile, mai ales că tu nu te-ai spălat. Dezlipește-ți de pe mână. E bine, Sofia. Da, dar că îmi place să mă joc așa ca... Da, tu. Stai, că vreau să gust. Poți să gusti. Ia, dă-i mâna să guste. E dulce, nu? E sărat? Dulce. Și dulce e bun. Și sărat, nu? Să mai vreau un pic, Ia de pe mâna lui Sofia. Ia, curăță-mă. Au, mă muști. Bun. Am terminat și aluatul pentru pâine. Mergem și îl punem pe sobă, că soba e călduță. Avem și mâncărică acolo care să fierbe. Și după ce dospește, îl punem în formele de pâine, în tăvi și îl băgăm la cuptor. Hai să vedem cât de tare o dospit aluatul. Oh la la! Ce frumos! No, așa de tare nici nu mă așteptam. Super! Am aici două tăvi, una e mai mărișoară, una mai micuță. Am să le fac cu ulei înăuntru, să nu se lipească pâinea de ele. Pentru că nu o să mai pun hârtie de copt. Și pe lângă asta, coaja pâinii o să fie foarte crocantă și, și bună. Copiilor le place foarte mult, așa? Wow. Așa e, Sofia? Da, coaja e cea mai bună. Coaja e cea mai bună la pâine când e coaptă în tava cu ulei. Și? Unsă cu ulei, că nu-i tava. Arată foarte bine aluatul, se întinde foarte bine, o dospit foarte bine, nici nu mă așteptam să... Cred că l-am pus un pic prea aproape de căldură, că văd că a început chiar să se... Coacă. Nu are nimic, îl scoatem ăla. Super, și... perfect. Înseamnă că asta rămâne plastelina mea. Rămâne ție. Are gust de pâine coaptă. Păi sigur că are gust de pâine coaptă. E bună, ca și... Păi ca și mie. Părțile astea ce sunt așa mai... Am luat o bucată mai mică de aluat și am pus-o în tavă. Și o să-l lăsăm la dospit. Un pic. Punem iarăși acolo la căldură.
cam asta e tot. Vă crescut bine? Foarte bine. Foarte frumos. Uite asta ce drăguț a crescut. Nu crește foarte tare că iese direct pe lângă tavă și atunci nu o lasă dospească mai mult decât. Și asta e foarte drăguță. Așa le lași direct pe jos? Da. Nu se arde. Nu, că le tot mișc, știi? Uh-huh. Și focul îi închidem aici ușița asta și asta în altă e închisă și merge focul încet și o să se coacă foarte frumos. Hai să vedem, că suntem foarte curioși. Asta e cea mare, s-o mai lăsat din... A luat-o, s-o mai lăsat când l-am băgat. Și asta e mai micuță. Mm-hmm. Să vedem. Sună gol. Da? Sună bine? Sună bine. Păi când sună așa gol înseamnă că s-o copt înăuntru, știi? Eu când te filmez pe tine, eu sunt exact, fața mea exact în dreptul camerei, știi? Mm. Și tu când mă filmezi pe mine, camera ți-a cipă la piept, burtă. Și atunci e normal ca să mă uit la tine, că vorbesc cu cineva, da. Nu vorbesc cu un obiect, știi? Ok. Na, să știți și să voi știți zice să uite Andreea pe tavan. Bun, le luăm și le ducem în casă. Și bine miroase! Îți place? Da. Ai o felie? Ai o felie? Eu n-am mai avut răbdare și am scos-o una să văd cum e. Da, un pic s-o prins aici pe... Trebuie să facem grilajul ăla, grătarul ăla, ca să stea un pic mai sus. Da, că dacă pun o... Mă vezi? Și ăsta un pic. Dacă îmi pun o... Cum îi zice la aia? Cărămidă. E prea... E prea să rămâne necoaptă. Vreți să vă dau un pic? Da, neapărat să vedem ce densitate are. Ce bine, l-ai fierbinte acum. Da, e densă. Am știut că o să fie densă. Da. S-o copte bine? S-o copte, sigur. Mare grijă la degete, Sofia. E bună, e bună. După ce o să se răcească, o să fie și mai bună. Am zis că vom face și un pic de comparație. Mai avem o bucată de pâine de zilele trecute, nu a mai rămas multă. Tot așa am făcut două pâini și a rămas doar asta, bucata asta. E un pic mai tare. Pentru că am pus un săculeț de pânză, brodat cu pită, brodat de mine. E foarte bună, adică nu se nici înmoaie, nu se nici întărește prea tare, e ok. Numai bine. Deci avem o felie normală de pâine din făină albă, arată cam așa. Și același lucru, cam aceeași rețetă, cu făină neagră, arată așa. S-a mai răcit un pic. S-a mai răcit, da, încă e caldă. Care e preferata ta dintre cele două? Nu știu deocamdată. Cred că îmi place asta mai mult, care o... Are mai mult... Simți o aromă mai bună, da. Simți că mănânci, știi? Simți că mănânci ceva. Asta e așa, o paletă goală, cum mai zice, știi? Pâine albă. Nu are o aromă. Intensă. Nu are aromă intensă, da. Făina neagră are o aromă foarte intensă și foarte bună. Da. Nu are suficientă sare. Nu? Am pus destul de mult. Poate e foarte dulce făina. Da, e mai dulce făina. Oh, ce gust are.
Are suficientă sare. Știi ce? Eu aș putea să mănânc numai pâine din asta. Adică nu în sensul rău, dar în sensul că e gustoasă, e făcută în casă, cu făina noastră. Da. Suficient de pufoasă încât să o putem mânca. Dar ziceai ceva de maia. Mie nu-mi place pâinea cu maia. Mi-e pentru place că are gustul ăla așa, cum e, acru. Care, are un gust mai acrișor, dar ție într-adevăr nu-ți place, știu. Mie îmi place foarte mult și mai ales că e foarte naturală. Maiala. Drojdea, în schimb, nu știm de unde provine, cum se face. A, și costă mai mult, că e 2,50 un cup de drojdea. Da, și aia acum. Cât ai folosit la pâinea asta? Jumătate de cup. Deci un leu și ceva. Da. Cum un leu și ceva au crescut prețul pâinii? Eu sunt mulțumită de cum îi... cum e pâinica, cum a crescut. Pentru prima dată că am făcut noi făina, am măcinat-o, am cernut-o, am făcut aluatul. Pentru prima încercare eu zic că e foarte bine. Data viitoare probabil că o să ne iasă și mai spectaculos. Să simte foarte bine granulația făinii. Am văzut pe internet că alții fac în tavă rotundă și cu tăieturi pe ea și cu modele. Dar nu ne complicăm acum. Acum e un experiment și tot așa. Noi tot experimentăm. Dacă fac tăieturi pe deasupra, apoi rămâne nu știu cum, apoi copiii vor să-și taie coaja, că nu le place, că nu-i netedă și chestii mai tare, de genul. Da. Și apoi n-are rost, că am încercat și am făcut și modele altă dată. Bine, pe pâinea cu făină albă, da? Nu a fost nu știu ce mare lucru. Noi suntem oameni simpli, nu ne complicăm cu tăieturi și cu forme și cu nu știu ce. Le punem în tavă, important e gustul să fie bun, așa-i Victor? Că de poze pe Instagram nu simțiți oricum gustul, numai le vedeți că e frumoasă. Păi că dacă nu-i coptă înăuntru, cine știe? Asta vă zicem sigur, s-o copt, nu-i aspectoasă, dar e bună. Da, o și crescut? Crescutul suficient, da. Poate de altă dată va crește și mai bine. Nu știu de ce, că ai văzut că a fost destul de umflat așa. Și chiar când am pus-o și o intra la căldură, am văzut deja cum se lăsa așa în jos, înainte să închidă să închid ușa de la cuptor. Am văzut-o cum se lasă așa un pic. Dacă ai pune-o când faci focul, să o pui direct în ler și să se încălzească treptat. Ai pus-o în tavă, o pui în ler. Și faci focul. O mai și încerca. Ea va crește încet. O mai încerca și o mai experimenta și ia așa. Avem pâine făcută de noi, din bobul de grâu, până la produsul final, pita. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne dați un like, să ne scrieți în comentarii toate părerile voastre, că dacă ne-am priceput, că nu ne-am priceput, ați făcut și voi este sau nu, să ne spuneți tot acolo în comentarii, că le citim și după aia ne amuzăm și noi. Nu numai voi, că voi vă apuzați de noi, trebuie să ne amuzăm și noi de cineva. Trebuie să ne spună oamenii dacă își fac chită, dacă au strategii să-și facă chită, da, că am 5 așa, lei, chită de jumătate dacă de kil. Aveți rețete 100% foarte bune și așa mai departe, eu vă aștept acolo să-mi scrieți. Nu, dar le vreau de la voi, încercate, nu de la Laura Laurențiu și Savori Urbane și nu știu care. Le vreau bine de la voi. Și eu ia scriu din experiența lor. Poate că ar fi interesant să încercăm amestecuri de pâine cu semințe, eventual cu cartofi și alte cele. Da, poate nu știu cât ardei, e bine mereu. Poate cu ardei iute, mai știu eu cu ce. Ai, ce te complici. Da, no. Deci? Da. Poate că cu felii de pâine. Nu uitați să dați un like, să ne scrieți un comentariu, să ne scrieți părerea voastră și să distribuiți acest video dacă v-a plăcut și dacă v-ați uitat până la final. Vă așteptăm și în următorul video, că să rulează altul, o să vedeți. Pa, pa!